Tot mai mulți locuitori din zona Reghin suferă de o formă nouă de viroză respiratorie. Medicii specialiști pneumologi atrag atenția că este o afecțiune care se manifestă mai agresiv și seamănă foarte tare cu astmul. Există însă tendința generală de ignorare a simptomelor. Virozele care apar în această perioadă, dar nu numai, sunt mult mai agresive față de ceea ce se descria mai demult la carte. Și pacienții prezintă simptome asemănătoare astmului sau chiar sunt astmatici veritabil descoperiți cu ocazia unor infecții intercurente care demască de fapt astmul. Noi avem aici spirometru, putem pune diagnostic, facem testele necesare și punem pacienții pe tratament. Boala nu apare doar în anotimpul rece și nici nu are o categorie de vârstă la care predomină, dar în cazul copiilor există cele mai mari șanse ca simptomele să fie ignorate, fapt care duce la agravarea stării de sănătate. Foarte mulți copii cu wheezing recurente și cu simptome asemănătoare astmului datorită faptului că alergiile sunt în continuă creștere și alimentația este de așa natură și poluarea este mult mai accentuată și atunci copiii, din păcate, după o serie de infecții respiratorii ajung să dezvolte și ei astm bronșic. Cauzele îmbolnăvirii sunt greu de stabilit. Cert este că nu trebuie ignorate simptome considerate banale, gen tusă seacă, persistentă, lipsă de aer în urma efortului. Ajungi la insuficiență respiratorie, ajungi la crize de lipsă de aer și tot ajungi în serviciul de urgență și de acolo se încep pașii de diagnostic. Pentru a evita complicațiile, trebuie să știți că această nouă formă de viroză respiratorie nu poate fi prevenită, dar descoperită la timp este mult mai ușor de tratat. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Gal Botond.